A devenit deja un obicei ca femeile să fie în centrul atenției în preajma zilei de 8 martie. Primarul municipiului Marius Creciu, însoțit de viceprimarul Cristian Mură și de consilierii locali, a oferit flori doamnelor și domnișoarelor din oraș și le-a transmis cele mai sincere urări cu ocazia acestei zile deosebite. Vă urez alături de colectivul nostru un la mulți ani din suflet și să aveți o primăvară și un an cât mai bun. Mulțumesc frumos, ne bucurăm de vizita noastră. Din câte mă amintesc, cred că sunt 17 ani de când veniți la mine. Da, din 2007 mine. Cred că erați în partea cealaltă, da, pe Walter. Da. Deci n-am lipsit, să știți, n-am lipsit niciun an, indiferent că am fost, că nu sunt, n-am fost primar, am venit de fiecare dată pentru că e o plăcere și un drag să vin și să... Vă mulțumim frumos și pentru noi este o bucurie că ne vizitați. A devenit o tradiție pentru municipalitate să marcheze Ziua Femeii cu o floare simbolică înmânată în semn de recunoștință. Astăzi, edilul orașului a adus un zâmbet pe fețele femeilor din fabricile din Drobeta, Turnu Severin. Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, însoțit de viceprimarul Cristian Mură și de consilierii locali, au avut grijă ca Ziua Femeii să fie marcată în fiecare an cu un gest simbolic, oferind tuturor femeilor o garoafă roșie și amintindu-le și de această dată cât de importante sunt în viețile noastre. E o bucurie și o plăcere, o onoare pentru mine să fiu în mijlocul doamnelor și domnișoarelor. Sunt ani buni, cred că 15-20 de ani de când fac acest gest și nu am mai statut să-l fac, pentru că trebuie să le respectăm și să ne bucurăm alături de cele care ne sunt aproape zi de zi, ceas de ceas, să respectăm femeia, să respectăm această zi de 8 martie. Personal și din partea echipei mele le doresc din suflet un călduros la mulți ani tuturor femeilor. Doamnele și domnișoarele au fost profund impresionate de gestul edilului și la fel de surprinse că în fiecare an i-au mulțumit acestuia pentru că nu a uitat să le viziteze și să le aducă bucurie pe chipuri și în suflete. Este un gest unic, dânsul vine din 2007 la noi în vizită, ne bucurăm foarte mult pentru că nu ne uităm și cu acest prilej țin să le urez tuturor femeilor la mulți ani, să nu uite că sunt unice, puternice și să fie tot timpul bucuroase că sunt femei minunate. Ca de fiecare dată, autoritățile locale și cele județene au dat dovadă de implicare în viața comunității, ducând tradiția mai departe și în acest an. Acesta este modul autorităților de a-și arăta prețuirea față de femeile care își desfășoară activitatea în fabricile din oraș, însă nu sunt niciodată ocolite de atenția reprezentanților primăriei.